Împărate să înseamnă că vin numai către El. De aceea spun împărate, da? Da. Deci, bine, 4 ien. Nu 7. Tot împărate. Și dacă D îl divide pe ăsta, înseamnă că D se scrie. Nu, înseamnă că ăsta care e mai mare, se scrie ca fiind de oriceva. Da. Înseamnă că 3 ien plus 5 se scrie ca fiind D ori un S, mai zis tu. Și tot atât de bine și pentru celălalt e adevărat că 4 ien plus 7 se scrie ca fiind D ori un P. T, P, ori P, da? Și acum, simultan, așa asta s-a spus. Asta a spus și noi. Exact asta am spus, asta spune. Nu avem nimic. Nu suntem deloc în, cum spun, în conflict de idei. Suntem pe aceeași idee. Și acum facem, cum ai zis tu, fără să ține care scădere sau adunare și faci acolo un om, ideea este simplă. Trebuie să reduc pe el. Din cele două ori. Relația reducem pe el. Și atunci ești nevoită să mulțești cu 4, ai și cu 15. Și atunci la bun, exact. Sau mulțești cu 4 și cu 3 și le scazi, cum zicem noi, exact, în pași. Important este să se rugă cu viitor. Exact. În venă. Dar și apare combinație. Și că dacă lucrul dă 1, mai vede. Dacă dă altceva, cum a dat 9, 17, unde ai fost de frumusețe rare. La șansa 5, am lucrat asta, așa. Da. Și acolo am luat toate variante. Ce fac și cât ori cât faci? 1 ori 17. Și 17 ori. Și l-am pus și pe de egal 17 la un moment dat. Și de aici am găsit forma lui. Chiar mi-aș dori să fac exercițiul ăsta. Da? O să vedeți cât de frumos este. Nu mai țin minte că l-am luat la întâmplare și nu știu aici. De nimic de frumos. Da. Șterg, mai are întrebări. Da, cu drag, cu drag, că morim. Deci nu suntem în conflict. Suntem pe aceeași idee. Asta dar nu trebuie tradusă bine, înțeleasă bine. Ați înțeles-o? Asta să fim corect, varianta asta, e aceeași chestie cu varianta. Este aceeași. Deci poate zic că te-ți aia altceva? Deci nu. Vă invit, vă invit să treceți prin filtrul vostru de gândire și nu reține secvența. Că acea secvență este chiar secvența de exercițiul ăsta. De divide pe ceva, este cum acel cineva care e mai mare, de ăsta e divizor, el să fie ca fiind de oriceva. Vreți și funcția care e simplă? Da. Vrea că ceva ar fi amelămurit. De exemplu, ziua mai. Da. Sper că m-am făcut înțeles, dar eu aș vrea să nu pășesc foarte repede, că tu ai venit cu poezia așa de tare spre mine. De care e valabilă miruna pentru a înțelege când una, când cealaltă. Fracția care a fost? F egal cu de 3N plus 5. Da. Supra 4N plus 7. 4N plus 7. Să aparțin lui N, sau 10. Să se determine N. Să se determine N natural sau din Z. Da. N care aparține lui Z. Hai să mergem cu mulțima mai amplă. N lui Z. Așa încât F, fracția asta, de tipul 3N plus 5, totul supra 4N plus 7, să aparțină lui Z, să fie număr întreg. Mai găsiți, găsiți și format de așa, fie mulțimea A mare, egal cu toți acei X, toți acei X din Z, să zic eu așa, pentru care fracția 3N plus 3X plus 5, totul supra 4N, 4X plus 7, este număr întreg.
Deci, ori găsiți formula de subformă sub două fracții, nu știu ce, nu știu cum, ori găsiți, găsiți mulțimea mare din toți acei aici pe care dacă înlocuiți, după înlocuire, fracția se devine număr întreg. Aici, procedeul este așa cum ai spus tu. Și anume, care e proprietatea? Asta de după paranteză, după bara asta. Deci mulțimea asta este dată din toți și care au calitatea asta, că după înlocuire se întâmplă ca fracția de devine număr întreg. Și atunci spunem, la proprietatea de caracterizare, 3x plus 5, totul supra, 4x plus 7, aparține lui Z, dacă și numai dacă, când o fracție devine număr întreg? Când 4x plus 7 este divizorul celui de sus. Da? Zice 4x plus 7 în paranteză divide, este divizorul al celui de sus. 3x plus 5. Însă 4x plus 7 îl divide pe el însuși, da? Pe 4x plus 7. Că e ca și cum aș avea fracție intimitare. De aici, din teorie, știu că dacă D divide A, D divide B, atunci D divide alfa A plus beta B, indiferent ce alfa și beta B. Da? Indiferent ce alfa și beta B. Asta se poate demonstra, e foarte simplu. Da. Dar dacă știu suportul ăsta teoretic, atunci vă zic și eu, 4x plus 7, 4x plus 7, care e rolul lui dândelic din problemă, divide combinația dintre ăsta și ăsta. Da? Dintre A și B. În cazul nostru e combinația dintre 3x plus 5 și 4x plus 7. Divide pe 3x plus 5 în paranteză ori un alfa plus 4x plus 7 ori un beta. Am pus în paranteză că ăsta divide toată expresia din partea asta. Oricare ar fi, nu încerca să fiți și riguroși în redactare. Că se poate lega, dacă nu spuneți în paranteză, că divide numai 3x plus 5 ori 7, dacă ai pus mai pe asta. Ori alfa. Fără să fie expresia cealaltă. Măcar pe alfa și pe asta. Și atunci, dacă e indiferent ce alfa și beta, e o convenabilă alfa beta. Fie alfa pentru mine, pentru ei și ăsta. Modelul este să reduc pe x, să scap pe x. Fie alfa egal cu 4 și beta convenabil pentru mine. Ca să scap pe beta egal cu minus 3. E ca și cum aș fi avut sistemul dinainte și am redus pe pe cine? Pe X. Pe el acolo. De data asta, de aici rezultă că 4X plus 7 divide pe, ia să vedem, 4 plus 12 Hz plus 2, 2 așa, 12, yeah, 12 X plus 5 ori 4, 20. Pun în paranteză. Minus. Acum am ajutat cu minus 3, da? Da. Minus 12. X. X și minus 3 ori 7, 21. E de parcă aș cere echivalent cu 4x plus 7 să-l divide pe minus 1. Da. Ei, asta se divide, să fie o divizoare al lui minus 1, e de parcă numai așa se poate. Adică asta să fie printre mulțimea divizorului lui minus 1. 1 și minus 1. Deci de aici 4x plus 7 egal cu 1. Sau, adică potine și 4x plus 7 egal cu minus 1. Din prima înseamnă 4x egal cu cât ar fi? Minus 6. X egal cu minus 3 pe 2. Dar nu mai este din 0. Pică. Și de aia, în partea asta, x-ul va fi egal cu minus 2.
Minus 2. E bine minus 8. Singura valoare pentru care fracția asta devine numărul 3, doar x egal cu minus 2. Și ca, dacă e dată sub formă asta, răspunsul corect este a mare egal cu mulțimea formată din minus 2. Da? Este formată din minus 2. Și cu asta m-am oprit. Este singura valoare. Și dacă vreau să văd de ce formă este x-ul de aici, că x-ul egal cu minus 2 și m-am locuit, pur și simplu. Dar de rest, orice x ați înlocuit din toată mulțimea la numărul 3 și mai numărul la unei fracții. Deci asta este modelul de știu. Cea cu ireductibilă trebuie să se ajunge și la d egal cu 1 pentru 3. Trebuie să spune că ar fi un alt d și când lucrezi să-ți dea d egal cu 1. Da. Exercițiul cel mai dur este varianta care spune studiați fracția următoare și descoperiți valorile. Da? Studiați fracția următoare și descoperiți valorile pentru care este ireductibilă și pentru care este reductibilă. Acolo e crimă. Când nu vă mai dă D-ul când lucrați și eliminați N-ul, nu vă mai dă D-ul 1. D-ul dă un număr. Și când dă un număr, trebuie să luați toate variantele. Deci așa, tu te duce spre niște valori a lui N de anumit tip. El de tipul ăsta este reductibil, el de tipul nu știu care este ireductibil. Deci de aceea, ăla este mișitul lui. Foarte bun. Bun, mai bun. Îi prindicam. Putem la mare întrebare la o funcție și nu înțeleg care e întrebarea, poate de legea dumneavoastră. Foarte. Hai să vedem, cam cât fie. Ce mai înțeleg? Fie ieri cu valori. Fie F mic. Acum. Atenție, veniți cu tot felul de întrebări, că eu sunt încântat. Știți ce? Îmi aveți șansa să văd acolo unde e ceva nu în regulă, ca să putem, să putem elimina eventual acea chestiune. Da? Deci fie funcția ei. Acum, acolo, minus 2, deci depinde pe mulțimea. Așa. Minus 2. Da. Minus 2. Minus 1. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 2 3. Închideți acolata. Cu valori mele. Cu valori mele. Ce înțeleg eu? Stop, stop. Ce înțeleg eu? Că funcția asta are un domeniu de definiție. O mulțime formată din câte elemente? Din 6 elemente. Deci 5 și 2 de la 6, nu? Cum? Da. Deci 6 de toate. Uh-huh. Deci 2, 4, 6. Sunt distincte. Nici n-ar putea minuna să fie un element de 2 ori în mulțimea asta. Eu văd pe minusul lui distinct, stătător 1, zis numere foarte clar repartizat. Atenție! Dacă ați înțeles mulțimea de funcții, acum mintea voastră trebuie să și lucreze. Trebuie, dacă ar fi sub formă de diagramă, ce înseamnă sub formă de diagramă? Așa, da? Da? După o anumită rețetă, poate ne dă o dată și rețeta. Rețeta fiind următoare. F de x egal cu 2x minus 1. 2x minus 1. Ne cere la A, realizat, atunci valori. Eu vreau să mă opresc aici. Un pic să discutăm. Deci, această funcție este corect și complet definită pentru că îmi indică foarte precis domeniul definiției. Nu interval. Nu interval. Punctele concrete pe care x-ul le poate lua. Doar 5, 6 valori. Adică, lui minus 2 îi corespunde prin rețeta asta minus 4, 2 ori minus 2, minus 4, minus 1, minus 5. Da? Oprim o valoare. Lui minus 2. Da. Acum, lui minus 1 îi punem în corespondență pe minus 3. Lui 0. Lui 0 îi punem în corespondență pe minus 1. Apoi, lui 1 îi corespunde 1. Lui 1 îi corespunde 1. Lui 2 îi punem în corespondență pe cât? 4 minus 1, 3. Și lui 3
5. E impus în presupunere 5. Adică să ne întoarcem. Stop. Deci, în clipa asta, în mintea mea, datorită acestui mod de a fi definită funcția, înseamnă că s-au realizat toate perechile. O primă pereche ar fi minus 2 și minus 5. O altă pereche ar fi minus 1, minus 3. Perechea 0 și minus 1. 1 și 1. 2 și 3. Și respectiv 3 și 5. În condițiile în care aș modifica un singur element, domeniul de definiție, atenție, un singur element, domeniul de definiție, aș avea o altă funcție. Deci în clipa în care Miruna fie că mai adaugă un element, fie că își șterge un element aici, în domeniu, e altă funcție. Rețeta este aceeași. Dar nu mai am toate perechile astea. Deci, vedeți? Domeniul de definiție influențează clar, complet funcția. Precum și rețeta influențează. Deci, care sunt elementele definitorii, caracteristice pentru a vorbi de o funcție? Domeniul de definiție, codomeniu și rețeta, lege de corespondență. Vedeți că autorul ne-a dat aici ca drept codomeniu. Ce mi-a dat drept codomeniu? El. Deci plata asta este inclusă în el. Deci codomeniu este mult mai mare. Codomeniu nu înseamnă numai lungimea valorilor. Deci aici, care e im, imaginea? Im de efaș. Im de efaș. Imaginea lui de efaș. Adică toți igrecii care sunt, sunt minus 5, minus 3, minus 1, 1 și 3 și 5. Asta e imaginea lui efaș. Dar dacă îi zic im de efaș, și spun în paranteză aici, doar la minus 2 și minus 1. Deci vin cu restricția. Imaginea funcției acestea. Doar pentru elementele minus 2 și minus 5, răspunsul corect este minus 5 și minus 3. Vedeți? Insist. Când am definit o toată pe el, e o funcție. Când am definit-o drept codomeniu, toată funcționarea lui el, e o funcție. Dacă spuneam că îi are ca drept codomeniu numai imagine, e altă funcție. Bun. Tot așa devine, dacă scădem un element din codomeniu, e altă funcție. Deci, cele trei elemente sunt definitorii. Domeniu, codomeniu și rețeta. Și mai insist pe o chestie. N-am voie, dar n-am voie ca în domeniu. Deci n-am voie în domeniu să pun cumva un element care să nu-i pun imagine. Păi asta e domeniu. Mă opresc la CX. Da? Mă opresc la CX pentru care le pot pune imagine. Că ați găsit de foarte multe ori când am avut o rețetă ca fracție, am spus un viitor de fel de 0 pentru că pentru acel X nu pot găsi imagine. Nu fac deja toată povestea asta. Ce vreau să vă spun, dacă m-ați înțelege și ați înțelege efortul meu, ați înțelege că profesorul din mine pune accent pe cel mai sensibil lucru pe care, cu care vă veți confrunta în toată perioada voastră de aici încolo. Pentru că foarte multe probleme din viața practică se modelează sub formă de funcții. Suportul ăsta, când îți dă o funcție, nu știu ce, ea reprezintă un model practic din viața practică. Și noțiunea de funcție este cea care stă la baza întregii matematici de aici încolo. Eu asum răspunderea spunând că foarte mulți colegi de-ai mei n-au noțiunea de funcție bine înțeleasă și nu au cum să faci, nu reușesc să facă pe cineva să înțeleagă dacă tu la tine, mintea ta, nu este clar. Și de aceea m-a făcut așa de efort.
Și dacă pe blogul meu vă veți duce, veți găsi de fiecare dată când am deschis gura și am vorbit despre funcție, acest lucru e repetat de nenumărate ori. Și acum vă rog să spuneți. La era realizat un tabelul de valori, tabelul de valori. Pe luna asta speria. Nu știa ce înseamnă tabelul de valori. Nu, poate nu asta. Și bă, asta. X pe X. Iubita. Deci, ce poate fi un tabel de valori. Este ăsta. Dar pus așa, pe rezultat. Faceți un pula și poate. X este X. Este așa. X-ul. Și aici este imaginea, Y. Sau Y. Sau Y sau X-ul. X-ul și Y care apare. Eu zic da. Y care sunt ca urmare a locuirea acestor X. Da. Da. F de X, cum să zice așa. Că în momentul care zic Y, aici F de X, de fapt e Y-ul care urmează. Exact. Da. Și acolo luai pe toate la minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 3. Și valorile scalculate, minus 5. Eu nu știu ce mi-am făcut. Eu mi-am făcut ocazia să vorbesc despre funcție. Este spectaculos. Ai văzut? Dar nu faci exercițiul ăsta la mine, dădea. Cum să începe? Dar este esențial acum, că ea mi-a făcut să vorbesc despre funcții. Ei și tuturor privitorilor noștri le s-au clarificat foarte bine. Ce a spus eu, Vic, vedeți punctual exercițiul, dar nu vedeți șansa care am avut-o eu. Ca să le explicați tuturor. Este excepțional. Deci, a face tabel înseamnă diagrama asta, corespondența asta, s-o întorc așa. Și nu mai pun săgeat aici. Da? Pun pur și simplu pe dedesubt, se înseamnă minus 5. Minus 3. Minus 3 aici, minunat. Minus 1. Minus 1. 1. 3, 5. 3 și 5. Asta înseamnă să avem doar. Asta. Să mulțumesc frumos. Și mai cere la P, scrieți mulțimea G de F. Poate asta e mare de F, mă gândeam că mulțimea G de F. Asta am răspuns aici. Da. E aici. De mare. Mulțimea G de F. Să scrie mulțimea e mulțimea G de F. G mare de F. Adică faci în grafic? Să scrie mulțimea. Mulțimea G de F. G de F. Da. Nu știu mulțimea. Oare ce făceai aici? Graficul făceai aici. Da. Deci G de F. E mic. Difumit. Indice e mic. Așa. Și mulțimea. Dacă vreau mulțimea. Foarte tare. Vedeți? Asta e. Vedeți? Eu am văzut asta, te-am blocat. Asta, asta. Asta e. Nu mai asta, ci și tot ce a fost până acum, se interesează. Și tabelul de valori. Adică ce ai făcut la CDF? Adică ce? Graficul, vă zic. Graficul. Hai să vedem un grafic. De ce e vorba? Dar chiar așa, vedem graficul, mă, ce înseamnă CDF? Zi, grafic. Hai, minus 2, minus 2, minus 5. Deci x-ul minus 2 și minus 5. Mai așa? Minus 3, minus 4, minus 5. Asta, pe urmă. Minus 3. 0, minus 1. 0, minus 1. 1, 1. Deci 1, 1. Partea de asta. Apoi de asta. 2. 3. 2, 3. 3. 1, 2, 3. Așa. Și 3, 5. Și pe urmă? 3, 5. 3, 5. 4 și 5, până la 4, 5. Și acum la ce fac? Unirea. E unim, nu? Da. E unim până unde? Din punctul ăla de jos. De aici. Numai până acolo. Rămâne, până aici. Da, da, atât. Maria, tu ce-ai face? Eu trebuie să zic treaptă, că trebuie să fie acum. Așa, da. Și... Să mai lungești sau nu mai lungești? Nu, o mai lungești, pentru că o lungești ziua trecută. Dar nici mă zic, ai valut schiții. Bun. Bun, discutăm. Tu... Eu cum zici ai? Adică cum zici ai? Adică de la punctul ăla până la ăla. Nu, atât aici. Se-i mai lungești. Așa. Atât,
Atâta, da? Deci ai rămas... În prelungire. Toți am greșit. A, da. Mult. Dar nu trebuia să fim limbi loc. Asta era, când avem încredere. Nu trebuia să ne au pe mine. N-am zis că funcția este de la minus 2 până la 3. Toți ați greșit. Nu o să ne pici fața. Păi da, mă, lumea când a spus autorul că perechile sunt numai astea. Și nu au spus cu ieși de la minus 2 la minus 1. De la când am și de la minus 2,5. Cât este pe aici? Am și ingrici și când se vorbea. Păi, păi, pe paragraful înseamnă un fund de punte așa. Și pe ele, pui pe toate, ele se lipesc la de alta. Dar și vă pui nimeni să faceți grafic. De pe mulțimea grafic. Mulțimea mea, te-am invitat. Deci autorul întrebat să găsiți ce de e, care este așa. Populară. Pe rechilor. Minus 2, 3, 5. 0, minus 1. 1. Ai înțeles acoacele astea? 2, 3. 2, 3. 5. 5. 5. 5. 5. Era de sfârșit. Și dacă făceam grafic, ce vă puneam? Dacă făceai graficul ăsta. Și îl puneam? Așa. Câștigai puntașul. Bun, și ora aproape de cel performant. De cel de maxim. Dacă nu îi scrie. Dacă nu le uneam. Și le reprezentam. Și spunea că GDF este ce vedeți voi aici. Așa spuneți. GDF este ce ți-am reprezentat. Citiți-o. Citiți voi dacă vă percepeți, e treaba voastră. Eu o să mă fug, eu fac grafic. Dar este, el a făcut mai mult. Da. Prin GDF însemna grafic cu funcție. Și nu era necesar să-l faci, ci să reprezintă aceste funcție. Nu puteai să mă figurezi nimic de asta. Dar fie că venim cu inițiativă, eu mergi pe chestia asta, pentru că am simțit, urmează să zici, să ne unești. Deci am simțit chestia asta. Păi ei știu că trebuie să unească cu da, dacă nu vreau două, dacă le văd, și unesc. Da? Doar pe două, cum te trece unul dreapă. Deci vreau și mă spun că s-au fost din bună augur, nu? Că ai zis, mi-e rău mă trece să-mi dat la ceva lucruri. Hai să te da, când eu nu am mai spus o secundă. Părinții. Mai adevărat. Șansa mare asta de discuții la funcție a fost minunată cu ocazia asta. Pentru că sper că despre măsurarea de funcții veți povesti copilor. Până la și copiilor voștri, spunându-le așa. Mă, eu am fost la grup online, știți, și vreți voi să vedeți exact? Dă-mă acolo și la lecția asta care fie 1500, nu știu cât. Eu am fost cea, zici tu, Miruna, și am determinat pe prof să repete și să spună cu atâta drag, că domnul a rămas în minte pentru toată viața. Atenție multă! Noțiunea de funcție presupune cele trei elemente. Rețeta, după care să obțin Y, că dacă schimb rețeta, asta, ca să te-am legi de corespondență în limbaj matematic, da, aici rețetă ca să fie pe, cum să vă trezesc în interesul. De asta te-am legi de corespondență. Modul după care îți face corespondență, da? Domeniul de definiție. Domeniul de definiție, și aici mi-am deschis cu curaj, domeniul de definiție înseamnă numai ce X și am în vedere la pornire, ca să e mulțumea de pornire, pe acei X și știu, cărora le pun în corespondență, nu e voie ca unul să rămână trist aici. Deci niciunul nu vreau să fie supărat. Deci pentru fiecare parte se găsesc imagine. Și aici, mulțimea asta, codomeniu, este mai amplă. Da? Codomeniu este mai amplă decât mulțimea imaginilor. Ea este mai amplă. Când codomeniu e chiar mulțimea imaginilor, funcția asta poate numele de într-un fel. Ia să vă spun acum. Deci dacă autorul numele așa, fie funcția asta F, definită pe mulțimea formată de la minus 2
0, 1, 2, 3. Cu valori! Cu valori! Înmulțimea formată minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Dacă așa vedea, o astfel de funcție se numește surjectivă. Așa. Ce ai? Surjectivă. Adică nu e nimic în codomeniu. Nimic în plus. Numai imagine, atât. Niciun element în plus. Și injectivă ce înseamnă? Imediat spun asta. Dar să termin cu asta. Deci, subiectivitatea spune așa. Să nu fie vreunul la sosire trist. Unul care se întrebă, bă, cu tine, tu ce cauți aici, mă, ce cauți? Pentru tine se găsește vreun X, încât tu să fii imaginea lui Șenă. Și nu, stau ăștia. Puntă, stai. Este ca tot jocul, da? Funcția aceea nu mai este subiectivă. Injectivitatea presupune, a fost întrebat de injectivitate, presupune să nu cumva să existe doi. Uite, eu pot să dau o funcție. Mai întâi să vorbesc despre o lume înseamnă. Mi-am vrut să vă șterg un pic. Da, acum da. Pot să șterg. Aveți spate să ne explicați. Da. Asta este și subiectiv.
asta este subjectivă. A, și este și injectivă. Este și injectivă, că nu se întâmplă. Este ca tipiște. Minus 2. Minus 1, 0 și multe. 0, 1 și 2 și 3. Da. Așa cum am dat-o aici, cum am dat-o, este și subjectivă, că nimic în domeniul nu e inclus, dar este și injectivă, pentru că nu se întâmplă ca două elemente distincte, două distincte să aibă aceeași imagine. Deci, exemplul acesta este subjectivă și a spus de ce. Niciun element în codomeniu nu-i supărat, scris aici. Niciun element din codomeniu nu-i supărat. Niciun element din codomeniu nu este supărat. Nu-i trist. Da, aia poate să fie injectiv. Aia, păi da, aia, asta de aici ca de apă. Este asta de aici. Da, lasă-mă un pic. Deci, și injectiv. Fie funcția aia, da. Minus 1, 1, așa, vedem cu valoare în el. Nu este subjectivă. Asta nu este da. Subjectivă. Da. Și nici injectivă. Și nici să vă da. Demonstrația. Perfect. Hai să o facem și subjectivă și injectivă. Mai întâi să o facem subjectivă. Și dacă și o subjectivă și injectivă, era subjectivul la subjectivă. Sigur. 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 Acum, nu știți ce perdeți. Nici nu știți ce perdeți. Cât sunteți cu aia, ar putea să vă stăteți curiozitatea să fiți atât. Provocarea asta care e numai la anul. Exact. E la anul imediat. Și o să vedeți ce bătaie de cap o să fie pentru colegii voștri. Și ce bucurie o să fie pentru voi. Și voi mai ales să spune, bă, dar noi știm asta. Voi care fiți la mare info, credeți că noi mai ține minte după o vară și la rigetivă? Mai, Miruna, dar e filmul mai. Da? Dar tu poți, vedeți, Miruna, aici este marea problema voastră. Voi credeți că cei foarte mulți de ori de fi din lume, vorbitori de limba română, care învață după profana și să încântați, voi gândiți meditația ca strictă problemă tradițională. Dar nu se zizați un lucru. Că tot ce se întâmplă aici, pe un definitiv, pe care, lucru pe care puteți vedea voi ori de câte ori veți dori. Deci nu spune, nu mai ținem noi minte. Păi dacă e filmul făcut, n-aveți șansa asta. Doamne, nici nu știți ce spun eu acum. Pentru că niciodată n-ați fost vorbătați, vă uitați pe un film, deja făcut. Măcar da. V-ați uitat așa, tot așa pus forța. Pentru că voi, în varianta de film, nu știți mie voastră. Voi, tradițional, este meditația așa, cum știți voi să faceți cu meditatorul meu. Voi să-i simțiți desperația. Dar nu asta e meditația, în filmul ce fac eu. Ce fac eu este cu totul altceva. Pentru că îmi permit, iată, în fața camerei, să vorbesc despre noua tehnologie didactică, asta care înseamnă videomanual. Asta va fi momentul de vârf al educației. Videomanualul pe care îl puteți consulta oricând vreți, doriți voi să vedeți lecții respective. Da? Mă întorc aici. Să facem subiectivă. F consulii definită de mulțimea. 1, minus 1, 0, 2, 3. Cu valori, Miruna, cu ce? Să facem subiectivă. Să fac subiectivă. Minus 5, minus 1. Nu, Miruna, nu vreți să lasă de aici. Să zici și mai frumos. Dacă să-mi faci un opțiune. Cu valori în 1. Da. 1, 0, 4, 9. Asta. 1, 0, 4, 9. Da, crescut. Da, asta este subjectiv. Deci acum așa cum am dat-o, cu f de x de ce la aceeași păstătură? F de x e la x pătrat. F1, cum ați zis F1? Surjectivă. Jectivă. De ce este subjectivă? Că dacă eu la întrebări de fiecare mie, băi, bun, tu ce? Ești bucuros? Și da. Pentru mine, că sunt chiar voi. Foarte fericit. Dar tu zero. Și eu. Pentru mine se găsește zero.
cu care eu am apărut datorită că s-a găsit cineva. Dat un ban, din Dumnezeu găsit, dat un nou, s-a găsit aici. Deci, luând de la întrebări fiecare, să spună, să răspundă la asta. Fiecare discutor, sunt cam, eu sunt umbra lăruia. Da, eu am apărut datorită faptului că sunt umbra acestuia. Imagine, îi zice, imagine aceea. Dacă mai adaug aici un element, unul singur, am stăcat subiectul. Deci orice număr mai pun eu în plus aici, l-am aștecat subiectivitate. F2 definită pe 1, 0, 2, 3 cu valori în 1, 0, 4 și 9. Este și injectivă. Este și subjectivă și injectivă. Subjectivă e tot acoperit și injectivă pentru că l-am dat pe minusul deoparte. Numai sunt doi distinți cu aceeași imagine. Asta e o variantă de funcție F subjectivă. F1, F... F2. F2 sunt, da, F2 asta. Atenție, e altă funcție. Da. Ea este cu aceeași reță. Tot X pătă. Dar fiindcă am dat un element deoparte, e altă funcție, am de aia mă F2. Aceasta este și subjectivă, F2 injectivă. Este injectivă, că ați văzut ce am spus, am dat pe minusul deoparte. Acum, în diagramă, nu mai există asta. A, așa, așa poate. Și subjectivă și injectivă, deci este bijectivă. F2 bijectivă. Și subjecție și injectivă, da, și subjecție și injecție. Știi ce înseamnă asta? Că pot întoarce săgețile invers. La funcția invers, la subjectivitate, pot să întoarce săgețile invers. Adică, fac corespondența invers. La 9 se corespunde 3. 4, 2, 2. 4 se corespunde 2. Numai funcție de bijectivitate și toastră. Știți cum vine? Era așa, Y egal cu X pătrat, da? Și deci, rețeta este că X egal cu radical din Y. Adică este radical. Și uite, dacă iau pe 9, radical din 9 e 3. Iau 4, e 2. Da? 0, 0, lui 1 îi corespunde 1. În diagrama noastră, deci, da? Mersul înapoi. Deci numai funcțiile bijective acceptă să le schimbăm săgeații. Se întoarce înapoi. Fostul codomeniu devine domeniu. Asta e funcția inversă, da? Dragilor, în seara asta am făcut un recital mânat de întrebările lui Miruna, pentru că Miruna a avut inspirația să vină cu noțiunea de funcție, uite așa. Și cred că am lăbuit foarte bine, nu numai pentru voi, pentru toată lumea. Am primit un telefon acum vreo 2 ani de la o tânără profesoară din Brăila. Uite așa, plecam la Scopin, era 10 noaptea. La 10 când plecam de regulă. Și mă sună și spune, domnule profesor, am fost la tehnic de bani. Sunt la profesor, am făcut, poate acum mă va auzi, dacă ea urmărește lecțiile de așa, de la mine, și am dat la definitiva și am făcut următorul lucru. Am făcut facultatea la Iași, am făcut analiza matematică cu profesor X, m-am